تسویدیگه دار سیاریتا دو تسویدیگه دار Sunt și multe partii naționale la care vor trebui să participe. E vorba de Olimpiada Națională, alege este dreptul său care se desfășoară în perioada 15-19 iunie la Năvodari. Ea se adresează grupelor de copii începând cu clasa 1 până în clasa 12. Este la a 6-a ediție anul acesta. A fost un real succes și ne bucurăm că ea reușește să-și continue în fiecare an. E adevărat, anul acesta fiind o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar, probabil că și premiile acordate vor fi ceva mai puțin substanțiale. E vorba de un alt program pe care l-am inițiat acum o lună de zile, Tânăr Consumator European. Este un program care a fost început cu Inspectoratul General de Învățământ, la nivel de București și cu Ministerul Educației și Învățământului. Este un program pilot care s-a desfășurat la nivel de București. A fost un real succes, îl va continua în toată țara, începând cu luna septembrie, când se vor redeschide școlile în toate localitățile principale reședințe de județ din țară. E vorba de consilierea tinerilor consumatori europeni, care, după părerea mea și a noastră, reprezintă o categorie vulnerabilă de cumpărători pe internet. Sunt cei care au foarte mult timp la dispoziție, dar nu au suficiente resurse financiare și atunci pot cădea capcană tentațiilor apărute prin acest comerț online. Un alt program pe care îl vom desfășura anul acesta este Nu semna cu ochii închiși. Este un program care se adresează celor care pot să încheie contracte cu băncile, cu societățile de asigurări, contractele de furnizare de servicii, internet, cablu, chiar și utilități. Și sunt câteva alte programe care se găsesc pe site-ul nostru www.nfc.gov, un site care a fost relansat la 1 iunie anul acesta, un site ANC care cuprinde pe de-o parte legislație legată de informarea și consilierea agenților economici, pe de altă parte, informarea și consilierea consumatorilor, așa cum spunea domnul Diac. Acestea sunt câteva din programe pe care noi vom desfășura în acest an, la care cu siguranță vor participa și comisariatele regionale și județene cu resursele pe care le au la dispoziție. Dacă am dat dureți să vă spun câteva situații în reprezentantul ăsta aici. Este o mare problemă ceea ce privește vânzătorul care va spune în același timp și banii. Nu se respectă acea limitare dintre cei care vă spunează produsele și în cafatorul. Deci peste tot în toate orașele care au fost, există o casă la care se plătește. Îți faci cumpărăturile, cineva îți dă produsul, iar cineva îți încasează banii. Dacă oraș, nu există. Deci cel care îți pune mâna pe talanță, speriază talanță, îți ia și banii, fără un lucru. Doi, mai ne-a dat odată cu ticul. În toamnă sau în decembrie s-a făcut o promoție. Din toate colegul meu, v-am spus. O geacă de tine, costa la deschidere 6 milioane, la oameni de. Când s-a făcut promoția, da? Ea minus 50, minus 60, minus 70%, deasupra aceea s-a făcut calculul, s-a pus un preț mai mare, ca în 70% să ajungă tot la 6 milioane. Înțelegeți? Falsează. Da, vreau și eu să știu, OPC-ul, nu? Ei nu cumpără de acolo, dar ca persoane fizice. Este picul, este penimarketul și minimarketul. N-am auzit de niciun raport, niciun raport despre controlele aceste magazine care sunt frecventate zilnic de mii de consumatori. Deci nu am auzit. Hai că astea mici de cartier, înțeleg, e mai greu, dar nici la astea mai. Ori îmi spun dacă am început de săptămână. Bă, nu este există reclamă. Vă imaginați că mii de consumatori. Să verific dacă există la sediul la mediu. Și nu există o arhivă cu plângeri. Da, nu este mai bine. Poți să vedem, nu știu cum. Promoții. Nu sunt verificate. În luna februarie, în o anumită perioadă, este perioada de aviz. Sunt magazine care fac ce, dar de unde știu că profesorul a adoptat atât înainte? Este practic. Nu? Dacă suntem pentru protecția consumatorului, măcar să ne facem că protejăm, dacă nu putem să protejăm. Pentru că în vreță n-a avut. Vedeți-mă, nu știu dacă colegii mei au luat ceva din de la OPC.
Mai vedem și noi la timp. Mai era un mai era un sper că începând de acum să nu mai aveți astfel probleme. Și sunt la dispoziția noastră tot timpul. Mai aveți întrebări? Mai ne întrebați și la primărie? Pentru zona Altența. Spuneți. Ce planuri aveți? Deci, ne-am avut cândva acolo o echipă de inspector, că eram și noi mai mulți, acum nu avem. Avem un inspector din Altența, doamna Cazan. O să vă lăsu conducerea și să vedem cum facem, mi-aș dori să am acolo o echipă constantă, pentru că e oraș destul de mare. Și să facem naveta, ne omoră benzina și așa mai departe, văd bine care e economic și așa cum să o să discutăm, asta e propunerea mea, să văd ce ajutor am din partea mea. Vă mulțumim, dar nu te vedeți că o să fie un program mai mult.